Se lucrează intens pe DG109 limită județul Cluj-Dragu în aceste zile, fiind aștenut stratul de balast stabilizat, stadiu premergător turnării asfaltului. Lucrările achiziționate în ultima perioadă se derulează rapid, fără piedici, fără scuze și la o calitate corespunzătoare. Este și cazul drumului județean 109, obiectiv de investiții pe care estimăm că îl vom finaliza până la mijlocul lunii mai, astfel în foarte scurt timp pe tronsonul de 600 de metri, ce face legătura cu județul Cluj până nu de mult drum de pământ, plin de grop și noroi, se va putea circula în condiții normale sigure, a precizat din cu Cusălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj. Proiectul de reabilitare a DG109 prevede asfaltarea porțiunii de drum, lucrări de terasamente, amenajarea costamentelor, asigurarea scurgerii apelor pluviale, înlocuirea unui podeț și lucrări de siguranță rutieră. Investiția are o valoare totală de aproape 1,5 milioane de lei și este asigurată din bugetul județului. De la debutul primăverii, Consiliul Județean Sălaj a dispus reluarea lucrărilor pe șase drumuri județene DG108 de Crișeni, DN1H, Cehosilvaniei, DG191, DG109R, DN1G, Kendrea Gălpâia DG108A, Limită, Județ, Cluj, Bogdana. DG109F, Fodora, DN1C, DG109, Limita Județ, Cluj, Dragu și DG110, Măieriște, Doh, Dumuslău, Carastelec.